Dan Alexa, antrenorul echipei Dunărea Călăraș, a participat joi la o conferință de presă organizată de conducerea clubului înaintea meciului cu Poli Iași. Aflată acum pe locul 6, sâmbătă 11 mai, începând cu ora 17:30, Dunărea va juca în deplasare la Iași, meciul contând pentru etapa a noua din cadrul play-out-ului Ligii 1. Meciul să trăia și la fel, un meci important, 3 puncte puse în joc. Iași, o echipă care, dacă pierde cu noi, intre și în zona asta periculoasă. Avem, venind după un rezultat bun cu Dinamo și după un joc la fel de bun, împotriva celor de la Dinamo, ar trebui să ne dea foarte multă încredere și să mergem încrezător. Am încredere în jucătorii mei. Am mai demonstrat încă o dată că împotriva echipelor bune putem face jocuri cu evoluții bune spre foarte bune. Avem de sus să închidem patrulaterul ăsta cu Iașu, cu o victorie, așa cum am început? Iașu, repet, este o echipă cu format din jucători cu foarte multă experiență. Au niște probleme, de ce am citit și eu, din punct de vedere administrativ. Dar Stoican îl cunosc foarte bine, mi-a fost și coleg. Este genul de antrenor care știe să motiveze momente grele. Este un antrenor foarte apreciat de jucătorii lui. Cu siguranță m-am întâlnit Iașu foarte motivat. Repet, pentru Iași, o înfrângere împotriva noastră, în momentul ăla intră și cu noi la... devin și contracandidații noștri. E un meci important și pentru ei. Am pierdut aici cu Iașu, deși am controlat meci 83 de minute. A spus și Stoican după joc că a avut foarte multe șanse, dar să nu mai contează. Am făcut meciuri bune împotriva lor. Important este să avem o evoluție bună, să fim foarte motivați. În eventualitatea care vom câștiga la Iași, cumva securizăm locul de baraj și asta este foarte important. Cred că e o pierdere Gabi Enante, nu? Da, după jocul care l-a făcut Dinamo, într-adevăr, a fost, din punctul meu de vedere, dintre cei mai buni jucători. A fost și decisiv la gol. Nu l-ai pe Nache două meciuri, minim două meciuri, și dar repet, sunt jucători care își doresc să joace, au posibilitatea asta și acum mingea este la ei. Ne mulțumește un egal? Orice punct este important în momentul ăsta. Gândiți-vă că la Iași totuși e o deplasare grea, mai ales în momentul ăsta, pentru că o să fie și foarte multă lume, cu siguranță, o să vină să-i susțină. Au o echipă cu, să zic așa, cu pedigree în Liga 1, în fotbalul românesc, o echipă de tradiție, și orice punct este important în momentul ăsta. Însoțesc suporteri la Iași? Nu mi-aș dori. Am fost alături de echipa asta cap-coadă. Câți au fost? 20, 50, 100? Și m-aș dori să-i avem în mână. Dar sunt probleme? Vi se reproșează ceva? Din ce punct de vedere? Păi, după declarațiile pe care le-ați făcut la conferința de presă de la meciul de acasă de săptămâna aceasta. Foarte bine că m-ați întrebat. Eu n-am nimic de reproșat galeriei. Galeria a fost alături de noi toate momentele. Eu am de reproșat anumitor oameni care mă înjurau pe stadion. Pe unii știu, pe unii nu. Asta a fost supărarea mea. Și eu eram nemulțumit, dar s-a ajuns să înjure copiii, poate prea mult. Încă o dată, mulțumesc galeriei, niciun fel de reproș și a dus lui. Doi, o relație foarte bună. Nu se pune. A fost o bună perioadă de timp care nu s-a înjurat pe stadionul din Călăraș și s-a întâmplat ceva între timp. De ce credeți că... Rezultatele, eu cred că rezultatele nu au fost cele dorite. Sunt nervii, ești absolut, la maxim sau... Absolut, doar că reproșul meu este că totuși să nu uităm unde am fost, unde suntem. Cu atât mai mult cu cât vin pe stadion și copii. Mai nou. Bine, dar acum vă zic sincer, orice stadion se înjură.
Asta nu e doar la Călăraș. Asta e chestie generală. Oamenii trăiesc meciul, oamenii au trăit și e normal să... Cum vă motivați echipa pentru meciul de la Iași? Fiecare jucător are obiectiv salvare de la Retrogradat, fiecare jucător are bonusuri personale pentru salvarea de la Retrogradat. Ce înseamnă personale? Fiecare și le-a trecut un contract, cât a negociat. Fiecare are o sumă pentru îndeplinirea obiectivului. Știți foarte bine. Și un moment, îmi doresc foarte mult să nu apară, după evoluția asta bună cu Dinamo, să nu apară relaxarea. Pentru că dacă merge relaxat, să le ași, nu avem nicio șansă, cu siguranță. Aveți formă maximă la atacanți? Nu le-am atacat. N-aveți, nu? Nu am. Dar îi ducem din dinamică prin care. N-avem, știți foarte bine, mediocul este accentat și stă minim 4-5 de zile. Din păcate, avem și diagnosticul, trebuie să-l opereze. Gabriel cu... Pentru de noutate ar fi că Dunărea joacă pe la atacanți. La 3 zile dar au jucat fără atacat și cu Dinamo. La 3 zile distanță ne așteaptă iarăși un meci complicat cu Botoșani aici. Programul ăsta ne încurcă puțin? Acum fiecare echipă joacă din 3 zile. Normal că mi-aș fi dorit, orice antrenor își dorește să poată să facă un ciclu săptămânal pentru să pregătească. Mă gândesc că e și deplasarea. Da, este și deplasarea. Jucă marți, practic la 3 zile. S-au făcut eforturi, o să dormim la Iași după joc, care cred că e foarte important. Meciul cu Botoșani, într-adevăr, este. Nu ne mai trebuie, vă zic sincer, din calculele noastre, 9 puncte pentru a fi sigur de baraj. Din 6 jocuri. Cu 9 puncte, jucăm baraj. Așa. Bine, se poate întâmpla orice. Poate Hermașa să aibă un parcurs perfect. Și atunci ai nevoie de mai multe, dar cam 9 puncte și atunci, dacă nu câștigi la Iași, trebuie să câștigi cu Botoșani. Ați luat în calcul de un moment că ați putea să rămâneți fără atacanți? La strategie, vă spun. Da, dar gândiți-vă că ca strategie l-am luat în iarnă pe juniorul Apucu Golghetru Bulgarii, un jucător care avea aproape 1 milion de euro în contract în China. Un jucător vândut pe bani mulți în China. Din păcate a venit accidentat, a stat 10 luni, dar era un risc pe care ne-am asumat că altfel n-ai cum să iei un jucător de nivelul lui. A venit, nu s-a acomodat, avea nevoie de ritm. A început bine mediocru campionatul cu gol cu Steaua și evoluția lui foarte bune și era foarte greu să-l băgăm. A fost acea problemă când l-am luat pe mapă cu aproape o lună jumate în care actele fiind de extracomunitar. Nu s-a acomodat, a cerut rezilierea, am reziliat cu el și am stat în mediu. Neșansa face ca mediu să accidenteze meciul trecut, acum 2 jocuri, cu Ermașta. Și în momentul ăsta trebuie să improvizez ca să găsesc soluțiile cele mai bune pentru a pune problemele dacă.